în această săptămână la Mapamond creștin. Alături de Israel, evanghelistul Franklin Graham ajută la salvarea de vieți în statul evreu, donând câteva ambulanțe. Vise și viziuni despre Isus. Potrivit rapoartelor, în mijlocul războiului și al distrugerii, Dumnezeu își revarsă Duhul Său în Gaza. Biserici distruse, creștini uciși și comunități întregi strămutate. Veți vedea motivul pentru care, potrivit unora, Nigeria este țara cea mai periculoasă pentru creștini. Vă așteptăm așadar miercuri la ora 19:30 la Mapamond Creștin.